un ghiveci mult mai mic, cam de un litru și jumătate. Acesta este ardeiul iute siberian de casă. Se spune că această specie selectată în Siberia poate fi crescută pe tot timpul anului în casă și se descurcă cu foarte puțină lumină. De obicei, ardeii au nevoie de foarte multă lumină și de soare. Eu am încercat, am trecut să iernez două plante și ele au murit. Le aveam în cort, nu știu cum s-ar descurca în casă. El este încărcat de ardei. Ei sunt foarte iuți, cam 7 din 10. Și când se coc, se înroșesc. Dar pot fi mâncat și așa verzi, fără nicio problemă. Sunt câteva zeci bune de ardei pe această plantă destul de mică. Cred că are 30-35 de centimetri și încă sunt foarte multe care se formează. Mai sunt chiar și unele flori. Deși avem acum sfârșitul lui septembrie. Deci iată că merge și cultivarea ardeilor la ghivece, chiar la ghivece mici.